Bună ziua tuturor! Acest videoclip este să vedem dacă are de gând să facă vreun pas spre voi sau nu. Avem varianta numărul 1, varianta numărul 2 și varianta numărul 3. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei variante cu care considerați că rezonați mai bine. Iar între timp, până vă gândiți ce variantă alegeți sau să le alegeți pe toate cele trei, o să vă dau un sfat, pentru că tot suntem în perioada în care sunt destul de mulți viruși, vă recomand cu încredere să faceți în casă cu Palo Santo și cu salvie. Salvie, găsiți salvie uscată și la supermarket și la farmacii. Puteți cumpăra, puneți un pic pe o farfuriuță sau într-o ceșcuță și îi dați foc, o ardeți și mergeți cu ea prin toată casa. Atât fumul de Palo Santo cât și fumul de la salvie omoară microbii, ceea ce este foarte, foarte bine. Da, deci vă recomand cu încredere. Voi știți că vă dau sfaturi care eu deja le-am încercat și le încerc în continuare, deci puteți să faceți și voi dacă vreți. Dar să trecem la lucrurile noastre și să începem cu prima variantă. Să vedem pentru cei de la prima variantă, dacă va face vreun pas spre voi. Sau va face ceva în legătură cu voi. Da? Pentru cei de la prima variantă, din câte se pare aici, pentru cei de la prima variantă, această persoană probabil s-a despărțit de voi. Sau, dacă sunteți într-o situație de trio, este posibil să gândească, să lase familia în urmă și să vină spre voi. Dar haideți să vedem mai departe dacă această persoană are de gând să facă ceva în legătură cu voi. Da, așa cum am spus aici, indiferent că vorbim despre persoane în situație de trio, indiferent că nu, și vorbim doar despre cupluri, această persoană posibil să, dacă sunteți într-un cuplu, posibil ca această persoană să fi despărțit de voi, dar în același timp acum își dorește să lase trecutul în urmă. Pentru că nu se simte bine fără voi, știe că alături de voi poate avea o situație bună, poate avea un confort bun și că voi sunteți persoana care îi poate oferi o familie, poate oferi o stabilitate, îi poate oferi ceea ce își dorește de fapt și de drept. Această persoană posibil să vă urmărească, indiferent că pe rețelele de socializare, dar nu numai, poate să fie inclusiv o urmărire fizică sau să fi pus pe cineva care să se intereseze de voi. Posibil despărțirea voastră să fie avut loc din cauza unor neînțelegeri, ca să zic așa, dar asta nu înseamnă că v-a uitat, nu înseamnă că nu ține la voi, nu înseamnă că nu-și dorește să fie împreună cu voi. Dacă, chiar dacă ați fost într-o situație de trio, această persoană e dispus sau dispusă să își lase familia și să vină spre voi. Veți primi un mesaj, vă va face un mesaj, indiferent dacă vă vorbiți sau nu vorbiți în acest moment, se gândește să vă facă un mesaj în care să vă spună absolut tot ce gândește, ce își dorește să facă pe mai departe și cum vă vede pe voi. Acest mesaj este posibil să vină la ora 10 sau să vină într-o zi de 10, care este foarte curând, sau să vină în 10 puncte, care înseamnă 10 ore, 10 zile, 10 săptămâni.
Această persoană nu cred că o știți de foarte, foarte mult timp în acest caz, sau nu sunteți multe persoane care să știți, cunoașteți această persoană de ani de zile, aș putea să spun cel mult un an de zile, dar sunteți și persoane care știți această persoană de mult mai mult timp sau poate că îl știți de foarte mult timp, dar nu ați început o relație de foarte mulți ani, ca să zic așa. Cert este că această persoană va veni spre voi și o să vă spună că își dorește să fie cu voi, că își dorește să construiască o casă cu voi, că își dorește să-și construiască o familie alături de voi și așa mai departe. Dar da, această persoană în acest moment vă urmărește cel puțin pe rețelele de socializare. Este o persoană geloasă, este o persoană posesivă. Nu m-ar mira să fie inclusiv o persoană destul de dominatoare. Da? Deci, să nu aveți impresia că dacă v-ați despărțit de această persoană, doar voi vă gândiți la această persoană sau doar voi suferiți din cauza acestei despărțiri, nu, și cealaltă persoană este destul de afectat. De asta vă spun că își dorește să vină destul de repede spre voi. Dar acum asta depinde de la persoană la persoană, este o etalare generală, nu personală și nu se poate îndeplini în același timp pentru toată lumea. Pentru alții poate se întâmplă peste 10 ore, pentru alții poate peste 10 minute de când vedeți acest videoclip. Dar sunt și persoane pentru care se întâmplă peste 10 zile, 10 săptămâni. Da? Ok. Eu cam atât am avut de spus pentru prima variantă. Și voi trece la varianta cu numărul 2. Să vedem pentru cei de la varianta numărul 2 dacă are de gând să facă ceva în legătură cu voi, în legătură cu relația voastră. Aici văd că sunt implicate posibil persoane din zodie de foc, dar nu numai. Pot fi implicate inclusiv persoane din zodie de pământ sau chiar aer, da? Dar nu neapărat. În unele cazuri aici mai sunt implicați și copii, pentru că probabil această persoană are copii împreună cu voi sau are împreună cu o altă persoană. Și o să vă explic și de ce. Aici poate exista varianta că unul dintre voi doi este văduv sau văduvă și a rămas cu un copil. Dar nu în toate cazurile, sunt puține aceste cazuri. Dar există și această variantă sau chiar dacă a divorțat, probabil că în acea căsnicie a fost vorba și de un copil și probabil copilul a rămas la persoana la care vă gândiți voi. Sau chiar dacă nu a rămas la persoana respectivă, dar se gândește să facă destul de multe lucruri pentru copil și poate chiar își petrece mai mult timp cu copilul decât ați vrea voi. Sau cumva pe primul plan este copilul și după pe al doilea sunteți voi și posibil ca această situație să nu vă convină. Sau să fiți voi persoana cu copilul și să acordați mai multă atenție copilului și după să puneți persoana pe locul 2 și lucrul ăsta să nu îi placă. Încercați cumva să echilibrați lucrurile, să fie bine și de o parte și de cealaltă, pentru că văd că există destul de multă iubire, există destul de multă comunicare, înțelegere și ar fi păcat să stricați această relație. Plus că în această relație, în unele dintre aceste relații, mai intervine o soacră sau o soră mai mare care are impresia că cealaltă persoană vrea să profite sau ceva de acest gen.
Dar, vorbind despre persoana la care voi vă gândiți, această persoană cam într-o lună, lună jumate, dacă nu sunteți împreună sau v-ați despărțit cumva, se gândește să revină în viața voastră. Dacă nu sunteți separați, atunci această persoană probabil într-o lună, lună jumate își dorește să facă următorul pas. Eu zic cel mult, dar poate să fie și mâine, poate să fie și peste o săptămână. Da? Dorința atât a voastră cât și a celelalte persoane este de a fi împreună, este de a construi ceva împreună, de a face ca lucrurile să funcționeze, cu toate că la un moment dat ați avut o discuție destul de aprinsă, aș putea spune, în care probabil nu v-a dat suficiente lucruri de înțeles cum că această persoană într-adevăr și-ar dori să fie cu voi. Poate că este o persoană un pic mai retrasă, poate că este o persoană care nu-și exprimă sentimentele așa cum v-ați dorit voi, sau poate că această persoană nu vrea să se lase vulnerabilă pe motivul de a nu fi rănit. Probabil rănit sau rănită. Probabil că această persoană a mai cunoscut în trecut și alte persoane și lăsându-se vulnerabil sau vulnerabilă să fi regretat mai apoi deoarece a fost rănit sau rănită. Dar această persoană își dorește cumva să lase anumite lucruri în trecut și să vadă spre viitor, să vadă mai ales persoana care are și copilul, pentru că își dorește să facă ceva bine pentru acel copil. Cert este că în această relație, indiferent cum ar fi ea, există destul de multă iubire, există destul de multă înțelegere, dar trebuie să amândoi să fiți, să stați de vorbă și să fiți destul de înțelegători unul cu celălalt. Cumva situația voastră, într-un fel sau altul, peste 5 puncte se va clarifica, indiferent cum, dar va exista o clarificare. Ce înseamnă 5 puncte? Poate să fie într-o zi de 5, cu cifra 5, poate să fie în 5 ore, 5 zile, 5 săptămâni sau maxim 5 luni. Depinde aici toată situația asta de cum veți ști să gestionați lucrurile, pentru că așa cum v-am spus, în toată discuția și în toată relația voastră va interveni o persoană feminină și trebuie amândoi să știți să gestionați lucrurile, pentru că dacă doar unul dintre voi știe să gestioneze aceste lucruri și celălalt nu, se lasă influențat, atunci relația voastră nu va merge în direcția care trebuie. Dacă veți ști să fiți amândoi pe același drum și să nu băgați în seamă când apare femeia respectivă în viața voastră, atunci lucrurile vor funcționa foarte, foarte bine, pentru că văd că este o relație pe care vă doriți amândoi, nu este doar o relație pe care o vrea doar unul singur. Deci este de bine și da, într-adevăr, își dorește să facă pași spre voi, își dorește mai mult decât ceea ce a fost până acum. Cam atât am avut de spus pentru varianta numărul 2 și voi trece la varianta cu numărul 3 să vedem dacă va face ceva în legătură cu voi sau dacă face pași spre voi. Unii dintre voi văd că sunteți la distanță față de cealaltă persoană sau poate că puțin relația dintre voi s-a mai răcit și nu credeți că această persoană va mai veni spre voi sau va face anumiți pași spre voi, însă îi va face foarte, foarte repede. Voi refuzați să credeți că mai poate fi ceva între voi, deoarece probabil au existat anumite lucruri care nu v-au plăcut. Probabil că această persoană e posibil să lucreze într-o instituție de stat, dar nu neapărat. Probabil că de multe ori e posibil să lucreze în domeniul medical, dar nu neapărat, sau să aibă în familie pe cineva bolnav de care trebuie să aibă grijă. Și poate că tocmai asta va cam
deranjat, supărat pentru că ați petrecut mai prea puțin timp împreună într-o anumită perioadă de timp. Lucrurile se vor schimba dacă într-adevăr această persoană are pe cineva grav bolnav în familie. Acea persoană, din păcate, dacă nu a decedat deja, va deceda. Nu este, știu că nu este o veste plăcută, știu că nu o să vă placă lucrul ăsta, nu-i place nimănui, dar așa mi-arată cărțile, așa vă spun, nu pot să vă zic altceva. Sau se va întâmpla o schimbare în viața lui care îl va face să reflecteze și să își dea seama de unde a greșit și de ce. Chiar dacă această persoană uneori vi se pare destul de arogantă, prea sigur sau sigură pe sine, o persoană care are impresia că nu va pierde niciodată pe nimeni și nimic, o persoană care crede că are la picioarele sale tot ce își dorește, când își dorește, nu e, situația nu este chiar așa, doar aparențele sunt așa, vrea să arate că este așa, vrea să arate că poate obține tot ceea ce își dorește, dar de fapt lucrurile nu sunt așa. Voi nu cred că mai aveți prea multe speranțe în acest moment legate de această persoană, însă indiferent care a fost situația dintre voi și această persoană, dacă a fost o relație de iubire sau dacă a fost o relație de servici sau de orice altă natură și la un moment dat v-ați despărțit de această persoană pentru că au intervenit anumite discuții, au intervenit anumite probleme, printre care probabil și probleme de sănătate, această persoană și-a revizuit destul de mult comportamentul între timp, pentru că nu cred că a fost o despărțire de prea curând, cred că a fost una de ceva timp. Și între timp persoana respectivă și-a dat seama unde a greșit, ce a greșit și chiar a muncit destul de mult la comportamentul său pentru a deveni cu totul și cu totul o altă persoană pentru a veni în viața voastră. E clar că voi nu prea credeți în această schimbare în acest moment pentru că nu știți că s-a întâmplat această schimbare. Voi știți această persoană doar așa cum l-ați cunoscut sau cum ați cunoscut-o voi, nu cum că, într-adevăr, această persoană se poate schimba. Da, această persoană s-a schimbat pentru că a trecut prin niște transformări, universul cumva i-a întors ceea ce a făcut, i-a dat să vadă acolo unde a greșit, cu ce a greșit și față de cine a greșit și va trebui să vină cu umilință, cu iertare, cu multe astea pentru voi, pentru a-și îndrepta toate lucrurile, dacă vrea ca în viața sa să fie bine pe mai departe. Dacă nu, va veni într-un timp foarte scurt și când zic într-un timp foarte scurt, mă refer la cel mult o lună jumate, maxim 2 luni de zile, în viața lui lucrurile nu vor fi, sau în viața ei lucrurile nu vor fi bune. Deci până la urmă el, cumva știți cum se spune, karma se întoarce, iar în acest caz, da, într-adevăr, karma s-a întors și s-a întors destul de dur. Veți primi un mesaj în legătură cu această persoană sau de la această persoană în care vi se spun și vi se explică ceea ce se întâmplă. Dar într-un fel sau altul, da, această persoană vine la voi, indiferent dacă credeți sau nu. După, dacă refuzați sau nu această persoană din nou în viața voastră, asta e cu totul și cu totul altceva, pentru că din câte văd aici, sunteți persoane care veți refuza, dar sunteți persoane care nu veți refuza. Și veți merge totuși înainte cu această persoană, deoarece vă gândiți că vă este mai bine alături de el sau de ea. Dar da, va face pași spre voi. Eu cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 3. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!